Dragi locuitori ai orașului Vicovu de Sus, mă numesc Juravle Nistor Reveca și candidez la funcția de primar al orașului Vicovu de Sus. Dați-mi 4 ani, nu 25 cât ați dat actualului primar. Dacă în acești 4 ani nu voi realiza ceea ce mi-am propus, nu voi reveni la ușile dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere. Aveți încredere în mine. Uitați-vă la localitățile din jurul orașului Vicovu de Sus, care sunt doar comune. Au canalizare, au trotuare, au coșuri amplasate de-a lungul șoselelor pentru a evita aruncarea gunoailor. Doar 4 ani vă cer. Această piață, care are o tradiție de peste 300 de ani, care ne-a fost lăsată de moșii și strămoșii noștri, trebuie să rămână aici. Trebuie modernizată și trebuie să fie demnă de noi gospodare aceste localități. Piața nu trebuie divizată. Un bătrân care își cumpără un sac de boabe, cum va ajunge în cealaltă parte să-și cumpere și o bucată de brânză sau alte legume care îi sunt necesare? Casa memorială a marelui istoric al Bucovinei Ioan Nistor, de ce nu a putut fi cumpărată și reconsolidată pentru a fi păstrată în patrimoniul primăriei? Oare cu un leu taxă fiecare turist care ar fi trecut nu și-ar fi achitat valoarea ei? El a fost o mare valoare istorică pentru Bucovina. Mulți vă spun că votul dumneavoastră nu contează. Nu este adevărat. Un vot a putut schimba lumea, a schimbat istoria și un vot poate schimba orașul Vicovu de Sus. Dragi tineri, veniți la vot. Votul vostru mult contează. Voi sunteți viitorul și voi puteți schimba orașul Vicovu de Sus.